Țara Hațegului. Ținutul de la poalele munților Retezat a fost de-a lungul timpului sursă pentru nenumărate povești fantastice. Două dintre acestea au în centrul lor un celebru autor francez și anume Jules Verne și o familie nobiliară, familia Kendefi. Suntem în Țara Hațegului ca să aflăm istoria ascunse. Considerată a fi poarta de intrare în Transilvania dinspre partea de sud-vest, Țara Hațegului este un ținut în care legendele, întâmplările fantastice și poveștile extraordinare sunt întâlnite la tot pasul. De la dinozauri pitici, la daci romani, la cei aproape 500 de cneși din perioada voievodală a regiunii și până la Jules Verne, și misterul ce înconjoară romanul Castelul din Carpați. Este oare posibilă o legătură între Țara Hațegului și Jules Verne, unul dintre cei mai citiți autori ai lumii? Povestirea care urmează nu este fantastică, este doar romanescă. Trebuie, oare, având în vedere caracterul ei neverosimil, să tragem concluzia că nu este adevărată? Ar fi o eroare. Suntem într-o epocă în care orice se poate întâmpla. Aproape că avem dreptul să spunem că orice s-a și întâmplat. Se cuvine să reținem, totuși, că regiunea transilvană este foarte legată, încă, de superstițiile străvechi. Așa și începea Jules Verne romanul Castelul din Carpați. Sunt mulți cei care de-a lungul timpului au încercat să găsească dovezi concrete despre prezența autorului în Transilvania. La fel de mulți sunt cei care spun că fosta cetate de apărare a familiei Kendefi, cetatea Colț, aflată în satul Suseni din județul Hunedoara, ar fi castelul pe care Jules Verne l-a descris în roman. Armata de biografi a lui Jules Verne a întors pe toate părțile scrierile celebrului autor francez. În ceea ce privește seria Călătorii Extraordinare, există voci care afirmă că autorul nu și-ar fi părăsit biroul vreodată și că detaliile din scrierile geografului Élise Reclus l-ar fi ajutat pe Verne să scrie aceste romane excepționale. Într-adevăr, Élise Reclus a vizitat parte din Transilvania cu aproape 20 de ani înaintea publicării romanului Castelul din Carpați. Pe lângă detaliile despre regiunea din centrul României de astăzi, scrierile dedicate Transilvaniei conțin și schițe despre vestigiile zonei, precum și episoade din viața localnicilor. Există chiar și o schiță a cetății Colț, o schiță după care e posibil ca Jules Verne să se fi inspirat. Și lucrurile s-ar fi putut opri aici. Însă, în 1980, apare romanul lui Simeon Săveanu pe urmele lui Jules Verne în România. De aici încolo apar noi întrebări. Este această întrebare, a fost sau nu a fost Jules Verne în România? 100% a fost. Am știut toate colecția, am citit-o de două ori, în tinerețe și acum. Și într-adevăr sunt denumiri, locuri geografice care corespund fantastic. Bine, asta, eu la școală am învățat că el n-a fost niciodată. Nu m-a scris din scrisor sau din alte cărți. Nu e adevărat, a fost. Niște chestii de finețe care n-avea cum să le găsești dacă nu umblai pe acolo, pe locurile respective. Și apar denumiri de oameni. Nu, e o chestie foarte interesantă. Dacă umbli pe urma lui, găsești multe treburi interesante. Lui Mircea Goloșie, prietenii îi spun Jules Verne, datorită pasiunii pentru inventică și preocupărilor pe care le are. A studiat o perioadă opera autorului francez, fascinat de imaginația anticipativă a acestuia. Asta până când a început să analizeze zonele radioactive ale României.
Pasiunea pentru Verne, acum într-o stare latentă, îl face pe Mircea Goloșie să fie convins că autorul francez a vizitat România. Jules Verne a scris pe Galați, a scris pe Tulcea. Deci nu putea să meargă acolo, să doarmă în cort, să vină înapoi. A mers la cineva care, în perioada respectivă, citi vorbi, nu umblea în România așa ușor. Nu erau drumul, nu, nu, sistemul transport. Deci trebuia să ai pe cineva care să te ducă. Pe o hartă, pe care sunt marcate zonele radioactive ale României, Mircea Goloșie reface traseul pe care l-ar fi avut Jules Verne în țara noastră. De aici a plecat spre Petroșani, a plecat spre Dunăre, de când a venit aici, nu numai că spre Dunăre, când a venit din coace, a venit pe aici. Și de aici a luat-o pe culoarul ăsta, a ajuns la... De aici e da. Petroșani, nu? În zona asta e Petroșani. Aici undeva este Castelul Cândeștilor, după aceea Petroșani, mă întâlnă. Și totuși, cum a apărut ideea că Jules Verne ar fi călătorit în țara Hațegului? Cei care au studiat romanul Castelul din Carpați în căutarea unor indicii care să ateste prezența lui Jules Verne în Transilvania au găsit câteva coincidențe interesante. Spre exemplu, căpetenia satului se numea Jupânul Colț, iar numele felcerului din zonă, Patac, se traduce din maghiară în română Rușor, asemeni firului de apă ce curge astăzi pe sub ruinele cetății. Dincolo de indiciile oferite de roman, indicii pe care Jules Verne le-ar fi putut afla de la geograful Élise Reclus, Simion Săveanu aduce în cartea sa argumente despre care, spune el, confirmă prezența autorului francez în România. Argumentele sale au la bază detalii aflate în urma unei întâlniri tête-à-tête pe care a avut-o în 1961 cu Margareta Berbier. Aceasta era nepoata Luizei Toici, iar Luiza Toici ar fi fost motivul pentru care Jules Verne ar fi venit în Transilvania. Născută la Homorod, județul Brașov, tânăra născută în Transilvania ajunge la București, unde se căsătorește. Poveste de dragoste sau o simplă amiciție cu Jules Verne. În familia Luizei Toici, generații la rând s-a vorbit despre legătura pe care tânăra ar fi avut-o cu autorul francez. Se pare că cei doi s-au cunoscut la Amiens, oraș în care locuia Jules Verne, oraș în care Luiza ajunge împreună cu primul ei soț. După ce acesta decedează, rămâne în localitatea franceză încă o perioadă. Însă, când află despre moartea părinților săi, Luiza hotărăște să se întoarcă acasă. Acela ar fi momentul în care Jules Verne o însoțește în Transilvania. Dincolo de coincidențele ce se desprind din romanul Castelul din Carpați, argumentația lui Simion Săveanu se bazează pe câteva documente care au parvenit de la nepoata Luizei Toici, precum și pe faptul că în București, cel puțin la momentul 1980, exista o pendulă și 4 micromodele de iahturi care au aparținut romancierului francez și care au fost dăruite Luizei Toici. Speculație sau nu, este cert că în 1974, Oficiul Național de Turism, Carpați, a realizat un film intitulat cu Jules Verne în țara Hațegului, iar în 1977, turiștilor străini le sunt prezentate 3 trasee ce includeau obiective surprinse în romanul Castelul din Carpați. Așadar, e posibil ca întreaga discuție despre călătoria lui Jules Verne în România să fie o plăsmuire a perioadei comuniste, tocmai pentru a promova țara într-un mod inedit. În aceeași măsură, e posibil ca ipoteza lui Simion Săveanu să fie reală, iar Luiza Toici să fi călătorit alături de Jules Verne în România. Cu toate acestea, în satul Suseni, acolo unde se află cetatea Colț, sunt păstrate câteva legende care adâncesc misterul din jurul castelului din Carpați. Și Jules Verne, dar și înainte, se vehicula o poveste foarte frumoasă,
o poveste mai mult științifică, o fantastică într-un fel, vis-a-vis de domnița Ileana din Turnu, cetății din care noi spunem castelul din Carpaturi, din cetății de la Suseni. Soțul ei a fost răpit de un grup de tătari care în continuu treceau în stânga și în dreapta prin țara Hațegri și, mă rog, prin toată România de astăzi. El a fost răpit de către tătari în timpul unor incursiuni în țara Hațegului și a fost dus undeva în nordul Mării Negre. A fost ținut acolo câteva luni de zile. După câteva luni, domnița Ileana își visează soțul și visează că el poate fi eliberat doar cu o singură condiție. Dacă o să toarcă atâta fir de aur, atâta fir de lână, care să se transforme în aur, care acea cantitate în lungime, să spunem așa, să poată să ajungă până la el și atunci el o să fie eliberat și o să poată să se întoarcă acasă. Ea încearcă să toarcă. Torcea ziua, nu se transforma în aur, dar torcea noaptea și a observat că doar atunci când toarce noaptea, lâna ei se transformă în aur. Și a tors câteva săptămâni, câteva luni de zile, până când a obținut acea cantitate suficientă în care să poată ca să ajungă până la în zona respectivă. Mm-hmm. Și după o anumită perioadă, soțul ei s-a întors la ea și, cum se spune povestea, au trăit până la dâși bătrânețe. Florin Delinescu, ghid turistic în țara Hațegului, este convins că partea acestei povești l-a inspirat pe Jules Verne atunci când a scris Castelul din Carpați. În aceeași măsură, ghidul nu pune sub semnul îndoielii că cetatea din Suseni este cea din roman. De la marginea satului Suseni și până la cetatea Colț, aflată în vârful dealului, este un urcuș de 45 de minute prin pădure. Însă, o legendă spune că cetatea ar fi legată de biserica cnezială printr-un tunel secret. Nimeni nu poate să vină să-mi spun am fost, am văzut. Povești sunt. Spuneți-mi mie, prin ce mijloace puteau să facă un tunel de la cetate prin stânca până jos? Fost șef al ocolului silvic, Guido Toniuti a bătut în lung și în lat întreaga zonă. Nu a descoperit vreodată un tunel secret, însă crede că această legendă are la bază o altă construcție. Ceea ce este acolo, o movilă de pământ, văzută din exterior. Am descoperit-o în timp ce eram în activitate. Noi trebuia să depozităm puieții de rășinoase pentru împăduriri în spații reci. Și lucrătorii care, de fapt, vineau la noi la împăduriri, i-au zis, păi zice, n-are rost să facem un cim la ghețară, nu știu ce, uitați, avem noi acolo o pivniță, să punem acolo, lângă ei. Am zis, hai să merg până acolo să văd. Într-adevăr, când am intrat, o pivniță, tot în boltă, exact ca cele de aici, din piatră, și care unii spun că a avut legătură cu sus cu cetatea. Eu cred că a fost o pivniță depozit pentru biserică. În perioada comunistă, biserica a fost în paragină, iar animalele se adăposteau înăuntrul ei. Ca proprietate a familiei cneziale Cândea și construită din piatră brută, specialiștii spun că la începuturile ei, această biserică a avut și rol de cetate de apărare. Abia în 1995, monumentul a fost restaurat și redat vieții monahale. Despre această mănăstire, ridicată la 1310 de familia Cândea, oamenii locului spun că este un loc special, pentru că aici s-ar întâmpla vindecări miraculoase. Localnicii spun că în fiecare vineri, după miezul nopții, călugării se adunau la rugăciunea Sfântului Maslu. Biserica se umplea de oameni care veneau să se roage pentru sănătate.
Acest lucru s-a întâmplat până în 2015, când călugării au fost înlocuiți cu călugărițe. Tot legat de acest lăcaș de cult, în Țara Hațegului se vorbește despre călugărul Daniel, care, dezamăgit de lume, a devenit pustnic. Mulți sunt cei care l-au căutat, fără succes însă. Astăzi, în vârstă de aproape 80 de ani, pustnicul locuiește într-o grotă de la poalele Retezatului și acceptă în jurul lui oameni cât să-i numeri pe degetele de la o mână. Guido Toniuti este unul dintre ei. Mă duc la el, da. Trebuie să spun parola mea ca să deschidă ușa. Aha. Mi-a impus parola. El e înăuntru, dar nu iasă, dacă oricine ar merge, dacă nu știe parola, nu. A stat într-o, zicem, grotă așa, lângă biserică, numai peste râu, și vinea la biserică. Au intrat niște indivizi, i-au furat de acolo, dă-ți seama, îi fur crucea, îi fur ce avea el acolo, era de rugăciuni, carte rugăciuni. Așa, și această atitudine l-a făcut să, că au venit la mine prima dată, ca să eu să-i găsesc un loc de refugiu, că umblând pe munții ăștia, l-am dus în două locuri, dar nu i-a convenit, pentru că era distanță mare până la drum. Și el are și nevoie de aprovizionare. Și până la urmă a găsit el un loc, dar care el mi-a spus că s-a trezit toamna, târziu, s-a trezit cu urs care a venit acolo. Deci înseamnă că a fost brloc de urs. Și-a făcut păstâncă, și-a făcut parceluțe mici în care cultivă salată, cultivă usturoi, pătrunjel dintre astea, da. Și face un efort fantastic să-și procure lemn. Și odată eu am spus, zice, uite, mă duc eu la Ocolul Silvic și îi spun că era acolo unde să poată marca niște lemn. Zice, nici de cum. Eu vreau să văd, rămână pădurea cum am găsit-o. Și eu mă duc și încar lemnele, până vă spun că care cu spatele coboară până aproape jos în apă și urcă cu lemnele sus acolo. Iar. În ciuda metamorfozărilor prin care a trecut Țara Hațegului de-a lungul timpului, oamenii din această zonă au avut alături de ei o familie nobiliară. Familia Cândea. Familia Cândea s-a remarcat în timpul lui Iancu de Hunedoara, când îi oferă acestuia sprijin și participă alături de el în luptele anti-otomane. Treptat, de la acest moment încolo, cândeștii devin influenți în zonă, dispunând de o avere fabuloasă. Există voci care spun că, la un moment dat, această familie ar fi fost mai bogată decât cea regală a Ungariei. În timpul maghiarizării, din familia Cândea se desprind două ramuri, Kendefi și Candereși. Sunt nenumărate istoriile țesute în jurul acestei familii, istorii care s-au întrepătruns într-un mod unic cu cele ale acestui ținut. Iar una dintre poveștile frumoase ale Țării Hațegului este cea a comunității de italieni de aici. Au fost aduși în zonă, cu mai bine de un secol în urmă, pentru a lucra pe proprietățile familiei Kendefi. Cam prin 1860, cam așa a venit prima tură la exploatările forestiere din Retezat. Pormă s-au stabilit la Sfântă Mărie, pe terenul contelui Kendefi. Acolo jos, cum se zice, în firez.
acolo am crescut de la vârsta de 4 luni. Italienii care au venit, ei n-au avut dreptul să-și construiască casă aici, n-aveau cetățenia. Și atunci Candlefield a oferit spațiu de cazare vis-a-vis de castelul. Acolo era clădirea lungă așa, cât și acum încă ceva mai lungă, și acolo erau împărțite spații de cazare pentru familii de italieni. De aceea am locuit acolo. Cei mai mulți dintre italienii din țara Hațegului vorbesc un dialect care este pe cale de dispariție în Italia, anume dialectul fiurlan. Luigi Di Gaspero are 80 de ani, iar prima limbă pe care a vorbit-o a fost italiană. În casa care am crescut, vorbeam dialectul belunez. Din partea tatălui, udinezii de sus, ea friuli, furlan. Dacă era școala ungurească, ei bătrânii vorbeau ungurească. Hovomezi, mici, înalți și așa mai departe. Și atunci eu, ureche tineră, eu am învățat repede. Deci, m-am pomenit cu trei limbi. Niciuna perfectă. Atât Luigi cât și Guido au crescut în preajma familiei nobiliare Candefi. Și, chiar și după atâta vreme, amintirile despre zilele în care se jucau în curtea nobilului au rămas aproape intacte. Era de sămânță englezoaică. Și știți cum sunt englezii? Mai reci. Cam cu nasul sus. Ea se simțea mai superioară decât Candefi, localnic de aici, din râul de Mori. Că de acolo a coborât familia Cândea, Candefi, Candofi, mai ziceau românii. Jules Verne a scris 5 romane a căror acțiune se petrece în România de astăzi. Celor din țara Hațegului le place să creadă că celebrul autor francez ar fi călătorit în această zonă și că frumusețea ei l-ar fi inspirat să scrie romanul Castelul din Carpați. Însă, până în acest moment, nu există suficiente dovezi. Cert este că familia cnezială Cândea, devenită Candefi după maghiarizare, a stăpânit aceste locuri și a lăsat în urma ei suficiente vestigii în jurul cărora, de-a lungul timpului, s-au țesut legende. Pe data viitoare, la alte istorii ascunse.